Polițiștii ploieșteni au un suspect în cazul crimei petrecute săptămâna trecută. Cel pe care oamenii legii îl bănuiesc de uciderea contabilei Tatiana Tudor este Vasile Pascale, un bărbat de 43 de ani, originar din Vălenii de Munte, care acum ar locui în străinătate la Praga. Procurorii prahoveni l-au reținut marți seară. În cauză s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, stabilindu-se că acesta este autorul crimei din data de 4 august 2016. Inculpatul a fost reținut urmând a fi prezentat tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă. Ce le veți spune judecătorul? Dar de ce nu vă În cele din urmă, judecătorii Tribunalului Prahova au decis arestarea preventivă a lui Vasile Pascale. Conform anchetatorilor, acesta și-a cunoscut victima pe o rețea de socializare și în seara crimei s-ar fi întâlnit cu ea pe strada poligonului. Vasile Pascale nu recunoaște fapta, dar se presupune că femeia i-ar fi refuzat avansurile sexuale și atunci ar fi bătut-o cu bestialitate și apoi ar fi ucis-o cu o sticlă spartă. Vasile Pascale a mai comis infracțiuni de furt în trecut. Din 2008 a plecat la muncă în străinătate, în Spania, apoi în Cehia. Este divorțat și are un copil. După posibila comitere a crimei, bărbatul a plecat la mare cu o femeie. Polițiștii l-au reținut chiar pe plaja stațiunii Mamaia.